vor da o parte din bani primului cetățean care și-a făcut așa zisul proiect. Deci, ei spun, domnule, costă 100 de milioane și după aia o să-ți mai recuperezi din bani când o să vină și vecinul și vecina Cum se face și... acea centrală termică la Sevada, pe Cam altul? așa, cam așa. Dar în proiectul nostru, noi vrem să implicăm foarte mult firma de gaze, pentru că cred eu că este interesul firmei să vândă gazul. Este interesul ei al firmei să aibă cât mai mulți consumatori. Deocamdată nu mi se pare o chestiune prea corectă ca noi, banii, din banii noștri, să ne plătim inclusiv lucrări care ar fi trebuit să le facă ei. Cel puțin la scara blocului trebuie să aducă firma gazul. Și de acolo fiecare cetățean în funcție de posibilitățile financiare. Eventual, cred că se poate realiza un parteneriat public-privat astfel încât gazul până în scara blocului să nu fie nevoie să îl plătească cetățeanul, pentru că nu reușește acest lucru, nu-și permit, oamenii nu au salarii care să le permită să-și aducă gazul. Toți ne dorim condiții moderne, dorim ca orașul să se dezvolte. Nu putem să dezvoltăm orașul dacă nu există infrastructura necesară. Ca să atragi investitori, trebuie să le oferi drumuri de calitate, trebuie să le oferi condiții de calitate. Iar Cu ce se încălzesc iarna acum locuitori din Panciu, la bloc cel puțin? E un sistem de centralizat de... nu. Deci, dacă îmi permiteți, într-o proporție de 90%, populația se încălzește cu ajutorul sobelor cu lemne. Din vremuri, orașul a fost construit la nivel de blocuri cu magazii și cu sobele de teracotă. Așa a fost sistemul la momentul respectiv. Acum, odată cu aducerea gazelor, se încearcă racordarea acestora la niște centrale de tip vartal, după cum spune și domnul primar, dar din informațiile noastre și ale specialiștilor, aceste centrale nu mai sunt de actualitate, sunt niște centrale energofage, consumă foarte, foarte mult. Centrale de Și bloc, probabil, sunt scară. niște centrale la care se vor lega mai multe grupuri de blocuri. Deci o centrală la un număr de anumite Da. stări de bloc. Dar ele nu mai sunt în funcțiune decât dacă or să funcționeze vreodată la Panciu, ceea ce nu prea cred. Pentru că cetățeanul nu o să-și permite să plătească factura la gaz la nivelul sumei de 6-700 de lei. Deja este foarte mult. În condițiile în care salariile sunt foarte mici, locuri de muncă de asemenea, orașul Panciu este un oraș fără un orizont din punct de vedere economic, deocamdată. Da. Suntem acum în campania asta electorală. Am mai citit Deci, în anumite ziare că strigați după ei, după dumneavoastră. dacă îmi dați voie, o să încerc în câteva cuvinte, nici nu vreau să vă rețin. La nivelul orașului Panciu, ca și la nivelul județului Vrancea, s-a făcut această mișcare care se cheamă Alianța pentru Vrancea. Ea, reprezentând, de fapt, la nivelul orașului Panciu, singura opoziție reală la partidul de guvernământ și, bineînțeles, a Uniunii dintre ei. Deci, este o alternativă la politica dusă la nivel de județ și implicit la nivelul orașului Panciu. O politică care se face cu pumnul în gură, o politică care se face prin forță, nelăsând conștiința oamenilor liberă. Se încearcă inocularea ideii că ei sunt cei mai buni, fără să o fi demonstrat timp de 12 ani. Ce vă pot spune? La nivelul orașului Panciu, eu ca fiind un reprezentant al colegilor mei care suntem pe lista de consilieri locali, ne-am alăturat acestui proiect din câteva motive foarte simple. Deci vrem să spunem o dată pentru neamă stop pentru 12 ani de mandat ale primarului Petre, plin de nerealizări. Deci rețineți, 12 ani de nerealizări. Timp de 12 ani, toate cheltuielile au fost făcute fără ca cetățeanul de rând să fie întrebat o singură dată. S-au făcut diverse campanii. Am făcut nu știu câte proiecte, am făcut nu știu câte realizări. Doar scriptic. În ziare, în mass media de altfel. În viața reală, ele nu există. Noi ne dorim să ajungem în Consiliul Local. Să nu fim simpli consilieri
bun numai pentru ridicat mâna. Noi vrem să votăm toate proiectele pe care noi le considerăm și cetățenii care ne-au trimis acolo în Consiliul Local că sunt bune pentru orașul Panciu. Dacă îmi permiți să completez, unul din punctele noastre din program, și așa se vor desfășura în viitor ședințele de Consiliu Local, în cadrul Casei de Cultură, cu acces liber al tuturor locuitorilor, pentru că dorim să fie ca un consiliu lărgit, cu sprijinul tuturor celor interesați de proiectele pe care le vom prezenta, nu cu uși închise, nu cu semnături date pe dos pe proiectele și pe ședințele de Consiliu Local. Nu dorim să meargă consilierii acolo pentru indemnizația de ședință, o cedăm pe aceea bucuros celor care pentru atâta lucru se prezintă. Dorim ca toți locuitorii să cunoască toate problemele care sunt, să vină liber, să ne sfătuiască, să ne spună din problemele lor și noi să încercăm să le îmbunătățim și să le modernizăm, astfel încât să reușim să creăm un viitor orașului Panciu. Pentru că dacă un oraș îl îngodezi numai în datorii și în datorii, fără să reușești să finalizezi nimic, atunci acesta nu este un bun manager al orașului. Dacă dumneavoastră vă cumpărați o casă, o mașină și alte bunuri numai pe datorie și lăsați toate moștenirile copiilor, aceștia nu vor avea cu ce să plătească, nu vor avea cu ce să realizeze ceva și le vor pierde foarte repede. Ca o completare, dacă tot ați adus aminte de un primar de datorii, fiecare dintre noi avem familie. Și mâine vrem să facem un credit la o bancă. Spune, domnule, vreau să fac un credit să-mi cumpăr o mașină. Este normal eu să vorbesc cu soția mea, să-i spun, dragă, ce zici, putem să facem creditul ăsta? Cel mai corect mi se pare, primarul vrea să facă un credit, da? În numele Consiliul Local, pentru oarecare investiții. Domnule, întreabă cetățean de rând. Domnule, vrei să facem creditul ăsta? Creditul ăsta îl folosim pentru a face nu știu ce proiect. Dar din punctul meu de vedere, întreabă cetățeanul care te-a trimis acolo. De 12 ani, în cadrul primăriei, sunt salariații primăriei. Totul pentru ei reprezintă un bun propriu. Deci dacă întreb, domnule, care e treaba cu mașina de pompieri? E a noastră. Care e treaba cu stadionul? E a nostru. Care e treaba? E a nostru. Totul este al lor. Totul este al lor. Dacă te duci și întrebi primarul, domnul primar, știți, pe strada asta ar trebui făcut oarecare lucrare. Avem proiecte. Deci este un dicton. Avem proiecte. Da, cât? Uite, pe 15, pe 16, gata, pleacă finanțarea. Deci, în continuu, la noi se spune, avem proiecte. La nivelul orașului Panciu, la nivelul Consiliului Local, bănuiesc că ar fi cam un metru de proiect. Și cu praf de un metru pe ele. Pentru că eu acum vă spun sincer, din câte știu, nu prea am experiență vis-a-vis de aceste finanțări care se fac la proiect. Dar este simplu pentru mine. În momentul în care se face un studiu și proiectare, eu personal, dacă aș fi primar sau consilier local, n-aș vota sub nicio formă plata acestora dacă mie nu vine finanțarea. De tot, adică să cheltuim niște bani pur și simplu pentru un studiu și pentru o proiectare? Păi așa facem cu sutele. Facem cu sute, aducem proiecte, facem proiecte. Ce vrei să facem? Facem ștran, facem proiect. Că vom finaliza o lucrare de genul ăsta, o vedea noi. Mai trec 4 ani, mai trec încă 4 ani. Să cheltuie banul public foarte mult pe aceste studii de fezabilitate fără să aibă o finalizare.